15 zile. Aveți vreo reacție din partea autorităților? Absolut nicio reacție. Cum nu este reacție? Reacția este, mă privesc pe fereastră, să uite la mine, dacă se apropie cineva de trece, să spui ceva, să... Absolut nimic, absolut. Reacția este nulă. Dumnealor, judecătorii ăștia au nervi de fier. Zile trecute a fost domn Filat aici, la dumnealui. Întâmplător, am dat și eu cu ochii de deci, și domnul rector a arătat în partea mea și am avut curajul și m-am apropiat de domnul Filat. Uite, am niște probleme. Un consilier de-a dumnealui și-a înregistrat numărul meu de telefon și a spus ca să mă telefoneze, fiindcă nu suntem de vorbă în mijlocul drumului, m-a invitat la dumnealui, aștept. Alți oficiali, cineva a reacționat? Absolut. Absolut. Sunt regulat, soția, asta se poate întâmpla și la două de noapte și ziua, mă rog, ca soție. Și îmi spune de șcarcate, lasă chestiile astea, fiindcă n-ai să-i birui tu pe dârșe. Vin acasă, la care eu îi spun, am băiețel de 12 ani de zile, îi spune Denis, în clasa 5 învață, la care băiețelul ieri telefonul și îmi spune, tăticu, noi suntem bărbați, ori suntem, Doamne mă iartă. Bărbați suntem. Gata. Cu asta s-a terminat. Odată și-am intrat în dansul ăsta, trebuie să-l duc la sfârșit. Eu nu știu unde-i sfârșitul, eu nu-l văd. Dar undeva el este. Ca să renunțați, ce ar trebui să se întâmple? Vine cineva și vă promite rejudecare sau care se revendică? Nu promite. Promisiunile, mă scuzați, promisiunile este 7 ani de zile. Promisiuni nu poate să existe. Vine, îmi face rejudecarea, eu documentul la mână și atunci renunț.